Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, vă spun că în această seară am făcut popas la Universitatea Tehnică și am aflat deja câteva noutăți de acolo și ce pregătiri se mai fac pentru perioada aceasta. Invitatul meu este domnul profesor universitar, doctor inginer Neculae Sechedin, este prorector în cadrul universității și iată, v-am întrerupt înainte de pauză în legătură cu subiectul acesta legat de Open Days și de faptul că viitorii studenți au posibilitatea să vadă cum este la universitate, cum este la o facultate de profil tehnic, prin intermediul acestui eveniment care se desfășoară, iată, pe parcursul a 10 zile, văd, foarte interesant de altfel și, cum spuneați, o să fie tur virtual pe laborator, poate discuții cu profesorii, cu actualii studenți. E foarte important ca ei să ia cumva pulsul și să ia contact cu oamenii de aici. Da, bineînțeles, acum să spun acum un truism, că un adevărate zile a porților deschise sunt atunci când chiar aceste porți se și deschid fizic, da? Dar deja nu trebuie să ne mai pierdem timpul cu astfel de idei, știm cu toții, ne dorim cu toții să ne întoarcem la realitate, mă rog. Este foarte important ca în aceste condiții să oferim elevilor, să le oferim o imagine asupra ceea ce se întâmplă în universitate. Și aceste tururi, aceste discuții, aceste intervenții se fac după un program, după un plan care este, mă rog, postat pe pagina noastră de web, este chiar la deschiderea paginii, acolo avem Open Days, pe pagina principală. Uh-huh. Deci este un moment foarte important pentru că este premergător admiterii. După porțile deschise urmează foarte aproape, urmează bacalaureatul și apoi admiterea. Este o manifestare foarte complexă, care presupune niște resurse informatice ridicate. Presupune, și resursă umană. Bineînțeles, și apoi voiam să spun, presupune niște implicări masive din partea facultăților, din partea studenților, din partea profesorilor. Este un efort foarte mare care trebuie făcut în niște condiții care nu ne sunt foarte comode. Bineînțeles că era cu totul altceva să programăm elevii să vină să viziteze. E altceva. Acum însă trebuie să respectăm anumite protocoale, anumite rigori, astfel încât să putem să avem aceste conexiuni cu cei care vor dori să vină în Politehnică. Bineînțeles că noi vom încerca în aceste condiții să prezentăm universitatea. Urmează ca mai departe deciziile să fie luate în funcție de mulți factori care îi determină pe tineri să aleagă. Datoria noastră este să exploatăm la maximum, atât cât se poate, aceste resurse tehnologice. Așa cum spuneam, noi nu am abandonat niciun fel de activitate. Da, au fost, să spunem, unele acțiuni pe care nu le-am mai făcut, cum au fost concursurile profesionale cu elevii. Nu poți să le faci în regim virtual. Erau concursurile Haimovici, concursul Simionescu și așa mai departe, Procopiu. E un pic dificil. Astea, da, nu pot. La Haimovici veneau copii din toate județele țării. Și cred că bucuria mare era bineînțeles că veneau. Vă dați seama, pentru un copil care venea de la Ștei, poftim, să vii până la Iași, o aventură. Normal că era un lucru extraordinar pentru ei să vadă Iașul, să vadă Teiul lui Eminescu și așa mai departe. Dar, bun, lăsând deoparte, erau toți pasionați de matematică. Adică tot timpul când intram într-un amfiteatru și vezi 300 de copii, care vin să se întreacă la matematică, atunci îți pui întrebarea, oare clișeul ăsta că tinerilor nu le place matematica, oare? Da, nu le place tuturor, dar nici tuturor nu le place poate, eu știu, caligrafia sau eu știu altceva, sau geografia. Nu, să nu blamăm matematica, mai ales în situația asta în care lumea chiar are nevoie de ingineri, are nevoie de specialiști, de oameni care să manevreze tehnologia, pentru că asta este
asta este realitatea. Da, repet, în afară de unele acțiuni care nu se puteau desfășura, în rest, cel puțin cele curriculare le-am derulat fără niciun fel de compromis. Acum, normal, aceste acțiuni Open Days se desfășoară într-un mod specific. Bineînțeles că noi încercăm să promovăm aceste zile ale porților deschise în așa fel încât numărul de tineri care doresc să afle informații mai multe despre noi să o facă în acest mediu virtual. Repet, decizia se ia într-un mod foarte intim. Nu știm de multe ori ce va fi cum decid tinerii. Nici ei nu prea știu de multe ori cum au luat decizia respectivă, pentru că sunt foarte multe detalii, foarte multe contacte cu părinții, cu prietenii, cu rudele, cu, mă rog, vecinii de pe scară care sunt la diverse facultăți și vin fel de fel de informații și de aici, până la urmă, se naște o decizie. Exact. Dar oricum ar fi, acest eveniment este un prim pas spre admitere, un moment important pentru universitate și, de altfel, știm că în fiecare an ați venit cumva cu noutăți, dar nu noutăți care să îi afecteze pe viitorii studenți, ci chiar cu avantaje. Sigur. Mult mai multe și cu facilități, așa încât ei să se simtă în a doua casă la Universitatea Tehnică și să le oferiți tot confortul de care au nevoie. Sigur că da, sigur că da. Până la admitere urmează acest proces în care intră și zilele porților deschise, procesul de promovare a imaginii universității, care se desfășoară mai greu acum, avându-se în vedere contextul. Noi aveam caravane, aveam deplasări multe în județe, în licee. Acum lucrul ăsta se desfășoară mai greu, dar vom face o contactare a elevilor prin diverse materiale de promovare care vor fi trimise prin poștă. Avem în vedere atât liceele din nord-estul țării, din județele din nord-est, care sunt bazinul nostru de selecție tradițional, firesc, cât și sud-estul țării. Am mai spus-o aici, noi de câțiva ne-am declanșat o campanie în sud-est și rezultatele se văd și, bineînțeles, să nu uităm Republica Moldova, unde mergem aproape peste tot. În așa fel încât să dezvoltăm diverse relații de amiciție și prietenie între ambasadorii noștri în Moldova și în sud-est și în nord-est și directorii de licee, pentru că trimitem aceiași oameni care deja au făcut directorii cunosc, rog, diriginți și așa, astfel încât să se cultive niște relații care, mă rog, se dezvoltă de la an la an. Sunt aceiași colegi în general care merg în aceleași orașe de câțiva ani de zile. Este la fel foarte important să fim prezenți și fizic atât cât se poate. În Moldova nu vom merge, vom trimite numai materiale promoționale. La fel, în anumite județe mai îndepărtate nu vom merge, la fel vom trimite materiale, ne vom deplasa acolo unde se va putea, unde și când, mă rog, ne va permite, se cumva, permite da, contextul pandemic. Deci în măsura în care constrângerile permit așa ceva, o astfel de interacțiune. Ceea ce este important, ceea ce este nenegociabil, este faptul că Politehnica va fi prezentă în mod virtual, în mod fizic, în aproape toate liceele, astfel încât elevii să aibă cunoștință asupra ofertei noastre educaționale. Aceasta este miza, de fapt, și normal că, indiferent de ce se întâmplă, noi tot timpul am avut în vedere faptul că datoria aceasta este extrem de importantă, atât pentru noi, cât și pentru elevi. Așa este și vreau să mai adăugăm la ceea ce ați spus dumneavoastră, că iată, sunt foarte multe oportunități atunci când devii student tu Iași și mă gândeam acum că foarte mulți dintre studenții actuali sunt mici antreprenori și dezvoltă fiecare o mică afacere, poate pe domeniul în care deja se specializează, poate în contextul unei pasiuni, dar e important că sunt foarte descurcăreți și
că iată, îmbină foarte frumos utilul și cu plăcutul. E clar că se dedică părții de învățare, dar iată, partea de pasiune nu o lasă deoparte. Da, că vorbeați de aceste aptitudini antreprenoriale, vreau să vă spun că în mediul academic aceste aptitudini au fost exersate de multă vreme. Înainte de 89, la parterul fiecărui cămin găseai fel de fel de bilețele, fel de fel de mici afișe, care te îndrumau către diverse camere, unde puteai să cumperi fel de fel de produse, fel de fel de obiecte care nu se găseau în comerț. Înainte de 89, mă refer. Studenții se descurcau foarte bine în acele condiții. Era acel comerț nevăzut, subteran, în care mulți studenți se integrau perfect. Dacă voiai să-ți cumperi o pereche de blugi, nu trebuia să mergi la Constanța sau la Timișoara, veneai în Tudor. Găseai cu siguranță și mărime și... o pereche de blugi original, cum se spunea atunci. Deci studenții s-au orientat în permanență. Deci fiind pătura cea mai educată, cea mai instruită dintre tineri, bineînțeles că ei s-au adaptat în permanență și au găsit tot timpul acele... mă rog, soluții care le-au îndulcit viața, le-au făcut viața mai ușoară. Cei care au dorit. Alții au adoptat o altă atitudine, dar unii care au vrut să aibă această experiență antreprenorială, ca să-i spunem așa într-un mod eufemistic, au făcut-o chiar și în perioada aceea, în perioada comunistă, atunci când erau atât de multe restricții, atât de multe opreliși, când erau atâtea mecanisme opresive ale statului. Cu toate astea, campusurile universitare aveau așa într-o oarecare măsură, aveau de toate. Doza lor de independență se aplica într-un fel autonomia universitară. În orice cartă se spune că spațiul universitar este inviolabil. Este inviolabil, nu pătrunde nimeni acolo. Ei, până și în perioada aia erau rare, n-am auzit de razii care să fie făcute în Tudor sau prin diverse camere. Nu era un comerț din acesta care se desfășura în condiții pe care să spunem că le putem considera ca fiind adaptate la vremurile de atunci. Acum, la fel, tinerii pot să-și dezvolte fel de fel de afaceri. Noi încurajăm să facă treaba asta. Încurajăm în sensul că trebuie să-și exerseze astfel de aptitudini. Dacă pot, din timpul facultății, foarte bine, dar este foarte bine să le facă după facultate. Unii încep o afacere chiar de acum. Este dreptul, libertatea fiecăruia să o facă atât timp cât nu îi afectează procesul de învățământ, este cât se poate de în regulă. Da, ei au fel de fel de idei și unii și le pun în practică chiar de acum, alții îi văd foarte curajoși și pe cei din 89 și pe cei de acum, că dacă nu ai un pic de curaj, e clar că nu poți să ai beneficii și rezultate. Trebuie un pic să te... Da, sigur că da. Știți, noi vorbim de... Când am deschis un proiect, proiectul antreprenoring, m-am referit la profilul nostru psihocultural al românilor față de alte nații și așa mai departe. Mă rog, în ce măsură suntem pregătiți, suntem apți pentru un astfel de pas în antreprenoriat, în afaceri, poftim. Ei, nu prea suntem noi construiți pentru așa ceva, s-ar părea, față de alte țări, dar asta dacă ne referim la medie. Dacă ne referim la tineri, tinerii sunt altfel. Tinerii sunt mult mai deciși, mult mai dispuși să sacrifice, să sacrifice ceea ce au. Și cu viziune. Săriște ceea ce au. Sunt mult, individualismul nu trebuie privit ca fiind o atitudine numai decât de respingere a celor din jur și de... de distanțare cu tentă negativă. Nu, individualism înseamnă în noile accepțiuni, înseamnă puterea de a te afirma ca persoană, de a îți asuma ca persoană o anumită acțiune în mod individual.
Și bineînțeles că tinerii sunt foarte dispuși ca să facă astfel de lucruri. Este o cu totul altă reacție și atitudine și noi prin diverse cursuri, unele care sunt din curriculă, altele care sunt în area extracurriculară, noi încercăm să-i determinăm să facă astfel de pași. Și unde mai pui că, iată, mai văd și niște activități care vin în sprijinul lor, mă refer aici la Centrul Acces 2020, care oferă consultanță gratuită pentru cei care vor să-și facă un proiect. Nu e numai pentru studenți, este pentru oricine, sigur că da, este o inițiativă foarte bună a Politehnicii, a fost un proiect european care a fost câștigat și în baza căruia s-a înființat acest centru suport pentru scriere de proiecte europene și normal că acum așteptăm cu toții să vedem rezultatele implementării acestui proiect prin acest centru suport, care sunt convins că va avea succes, pentru că aveam nevoie de o astfel de structură instituțională care să ajute pe cei care doresc să scrie astfel de proiecte, care, mă rog, este o acțiune foarte complicată, o acțiune care presupune o oarecare profesionalizare a celui care se ocupă de așa ceva. Nu este la îndemâna oricui să scrie un proiect de succes. Și atunci un astfel de centru suport oferă acel sprijin necesar unui specialist pentru a putea să acceadă la diverse surse de finanțare europeană. Da, și vreau să discutăm tot la capitolul de noutăți despre proiectele Erasmus. Iată, văzusem pe o perioadă 2021-2027, chiar dacă e perioada aceasta de pandemie, e clar că aceste proiecte trebuie să desfășoare. Probabil că după ce se vor mai stabiliza lucrurile, vom reîncepe acele plecări, acele schimburi de experiență. Momentan, cred că au fost un pic amânate activitățile. Sunt mai puține astfel de deplasări, mult mai puține decât înainte, pentru că mai trebuie să mai repetăm, nu este, mă rog, lumea în care trăim în acest moment, dar este o constantă pentru noi legătura cu străinătatea, internaționalizarea, prin plecări ale studenților noștri, prin veniri ale studenților din afară în universitatea noastră, astfel încât aceste contacte să fie menținute. Chiar dacă acum sunt la o cotă de avarie, bineînțeles că vor fi reactivate în viitor, dar acorduri se semnează în permanență, avem astfel de punți, deci punțile acestea sunt activate în permanență, în așa fel încât să fie puse în practică atunci când se va putea, când numărul de studenți care vor pleca și care vor veni în universitate va atinge cotele pe care noi cu care ne-am obișnuit în anii anteriori. Deci, și știu că de la an la an sunt mai multe astfel de proiecte, adică cumva sigur. Nu rămâneți la același număr, să spunem așa, e important că ele vin mai multe, e clar că sunt oportunități mult mai mari pentru studenți, pot pleca mai mulți studenți sau pot veni mai mulți din afară. E foarte bine, pentru că acest schimb de experiență, cum spuneați, are foarte multe avantaje pentru cei care sunt implicați. Și... Sigur că da. Un semestru petrecut în afara țării este vital. Ai o deschidere spre... Sigur că da, este vital pentru formarea profesională și umană a unui tânăr care ia contact cu o altă universitate, cu o altă cultură, cu o altă cultură organizațională, înțelege, vede lucrurile altfel, cu siguranță că le vede mai bine, le vede într-o altă lumină și noi tot timpul am încurajat aceste deplasări. Avem colegii noștri, este foarte interesant, colegii noștri care se ocupă de Erasmus sunt ei înșiși niște pasionați ai acestor acțiuni. Sunt niște oameni care cred mult în ceea ce fac. Se diferențiază într-un fel de mulți dintre noi, pentru că Erasmus înseamnă o experiență umană, în primul rând, cred, și după aceea o experiență profesională,
asta și este opinia un mea. Trend pe care trebuie să-l iei la momentul potrivit, da. Să nu-l lași să plece, da. Că e atunci o oportunitate. Când, și... Sigur, atunci când ești student și poți să faci lucrul acesta, trebuie să-l faci. Ce mai auzim de Inventica? Pentru că, iată, da. A trebuit să ne adaptăm cumva condițiilor, dar știu că e una din prioritățile dumneavoastră. E cumva din interior acest eveniment frumos. Da, am avut anul trecut prima ediție online, ne-am gândit, o facem, nu o facem, nici nu doream să mă gândesc la această conferință și la acest salon, un salon de invenții care ocupa jumătate din sala Pașilor Pierduți, conferința care se desfășura în aulă cu fastul, mă rog, nu deosebit, dar mă rog, un fast academic specific unor astfel de activități universitare, dar până la urmă am luat decizia și noi la Iași și alți colegi care organizează astfel de evenimente similare în țară, am spus, dumneavoastră, trebuie ca să asigurăm continuitatea. Putem să facem, putem să facem. Și n-am luat decizia să facem în regim online. A fost o manifestare care și-a atins obiectivele în aceste condiții. Anul ăsta se pare că o să o facem tot în regim online. Va fi în luna iunie. Plus de asta este o ediție festivă, aniversară, da. Ediția a 25-a. Încercăm să venim cu niște surprize, vom vedea dacă vom reuși lucrul acesta, pentru că am vrea să punctăm momentul 25 de ani de Inventica, nu de Inventica la Iași, 25 de ani de conferință și de salon de Inventica. Inventica la Iași are vreo 60 de ani în spate, dar vrem ca să menținem atenția asupra acestui eveniment, pentru că există acea atmosferă creativă, există acea cultură a creativității care a plecat de la Iași și care a provocat diverse spații culturale, diverse spații academice care au ajuns să aibă performanțe foarte ridicate în acest domeniu, totul plecând de la Iași acum câteva zeci de ani, și avem datoria ca să menținem această atmosferă chiar creștem. În Iași, chiar și în Iași, creștem, și da. Să o dezvoltăm de la an la an, mă rog, în măsura în care se poate, bineînțeles. Noi suntem orientați mai mult către calitatea acestei manifestări, în primul rând să dezvoltăm calitatea și, bineînțeles, numărul de participanți, numărul de țări care participă. Dar, și lucrările lor, că știm lucrările. Că sunt foarte atractive și interesante. Și lucrările, sigur că da. Deci avem această datorie de a dezvolta această manifestare care este emblematică, este un bun al nostru pe care l-am primit de la cei dinaintea noastră. Noi am mai spus-o, cred că la prima conferință pe care am deschis-o în noua calitate de organizator, am spus așa că noi am primit catedrala, acum trebuie numai să-i menținem strălucirea și să o creștem, dar am primit un bun care era construit pe niște fundații, pe niște fundamente cât se poate de solide. Foarte interesant, dar până în iunie cu siguranță ne vom mai revedea și cu alte subiecte. Sigur. Noi vă mulțumim tare mult pentru prezență și pentru informațiile frumoase. Să ne revedem cu bine și cu sănătate. Să dea Dumnezeu numai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. Până atunci aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Serviciile de înfrumusețare pentru prezentatoare au fost asigurate de Rain Salon. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.